Nu înregistrare. Bun, hai că revenim în studio. Cum s-a așezat Cara? Ea vine după tine, că ai de mâncare. Scoate-o afară. Hai, Cara. Cara, mai încoace. Uite așa e mintea. Tot așa e mintea. Cum vede ceva, cum... De-aia e comparată cu o maimuță. Pentru că maimuța ce face? Când vede ceva lucios, pac! Așa și ea. Exact același lucru. Cum vede ceva care strălucește? Gen experiență, dacă tot vorbeam de experiențe. Gen experiență în urma, știu, a unui anumit tip de ritual sau... Vrea tot timpul treaba aia. Vrea tot timpul să se agațe de ea. Și că spuneam la un moment dat, la început, că despre minte, că minte nu înseamnă ce ai în cap. În cap ai doar terminațiile nervoase ale minții. Atât. Și capacitatea de a interpreta rațional. Minte este tot. Deci tot mecanismul ăsta biologic, da, cu... Ceea ce are integrat în el psiho-emoțional se numește minte. Și el funcționează autonom, de capul lui. Și rolul lui este să te protejeze. Treaba lui este să te protejeze în raport cu mediul. Da? Deci tu locuiești în casa asta, identificat cu casa. Tu crezi că ești pereții. Și orice reacție are peretele, dacă se ondulează, dacă vibrează, dacă tu zici, cu tremur, săriți! Și evident, se întâmplă lucruri. Dacă tu te-ai dat deoparte și ai vedea cum se întâmplă reacțiile, ghiși ce, vei vedea că tu nu ești. Da, asta era în camera de floating, eram ok corpul, dar nu e că mă vedeam, era... Nu te vezi fizic. Păi asta înseamnă vedere. Deci cei care sunt cu vederea, da? Deci nu văd cu ochii fizici. Cine vede prin intermediul ochilor? Cine aude prin intermediul urechilor? Cine simte prin intermediul senzorilor? Corpul în sine? De ce cei care sunt în comă, sunt în comă? Nu-i nimeni acasă, da? Există doar corpul care e atașat la aparate. Nu-i nimeni acolo. Sau dacă e cineva, e suspendat pe undeva, prin zonă, pe acolo. Dar nu e activ. Nu-i conectat la activități. Da, eu când am uitat în gămă, uitam și nu înțelegeam ce e corpul același. Nu avea nicio legătură. Moartea cuiva este un eveniment extraordinar de important în familie. Deci dacă ești suficient de viu, când se întâmplă moartea cuiva, realizezi un lucru foarte important. Și anume că și tu ai aceeași soartă. Și chiar dacă nu o înțelegi la nivel profund, ceva se trezește în tine. Și dacă s-a trezit acel ceva, nu se mai întoarce înapoi. Deci îți aduce o anumită deschidere. Te face oarecum conștient de faptul că și tu ești în aceeași situație. Ați citit povestea lui Buddha, nu? N-ați citit-o? Cum a ajuns el sanyasin? S-a născut târziu. Deci tatăl lui era foarte în vârstă în momentul în care s-a născut Buddha și l-au numit Shakyamuni, care înseamnă dorință împlinită, satisfăcută. În momentul, la vremea respectivă, orice nou născut era cum erau la noi ursitoarele, veneau astrologii să povestească despre ce va fi în viață. Și toți astrologii au spus că va avea două posibilități. Fie va deveni Chakravardin, adică marele cuceritor, marele stăpânitor, fie va deveni Sanyasin. Erau două opțiuni. Numai un singur astrolog a ridicat un singur deget. Și a spus, nu, va deveni Sanyasin, sigur.
Și bineînțeles că regele n-a fost mulțumit de răspuns, că era singurul lui copil, și l-a expulzat pe astrologul în cauză, dar a avut dreptate. Când a rămas singur cu ceilalți astrologi, cu pupincuriștii, i-a întrebat ce să fac ca să nu, ca al meu fiu, să nu fie atras de Sanias, să nu caute calea eliberării, să nu te ducă, să nu devină, cum îi spune, umblător, da? Pentru că dacă ați observat în budism, călugării sunt umblători. Chiar dacă locuiesc în mănăstiri, ei au veșmântul, da, roba lui Buddha și bolul. Buddha bol, atât au. Asta e tot ce au. Și eventual o rugăciune asta, mătăniile, da, cu care își fac cele 108 repetiții ale mantrei. Astrologii, bineînțeles, i-au spus satisfăi toate dorințele. Absolut tot ce vrea, numai ca să nu vadă realitatea, să nu vadă moartea, să nu vadă boală, să nu vadă suferință, să nu vadă nimic. Mare greșeală. Pentru că în condițiile în care îi satisface unui om toate dorințele, la un moment dat se va plictisi? Mintea se plictisește. Dacă îi dai de toate, la un moment dat... De ce credeți că toți marii artiști, mai mult sau mai puțin mari, mari actori, muzicieni și așa mai departe, ajung la un moment dat să le fie satisfăcută orice cerință și să se apropie de sinucidere? Să intre în depresie, alcool, droguri, dezmăți și așa mai departe. De ce? Pentru că mintea este complet plictisită de orice îi lumesc. Și atunci se întâmplă două lucruri. Ori ajung în postura în care să ștreangul de gât, ori să apucă de meditație. Astea sunt cele două căi. Ori mintea spune trebuie să te sinuciți că nu mai suport, ori sămânța aia de înțelegere spune mai e ceva dincolo. Hai să ne apucăm de treabă. Și începi să cauți. S-a apucat tatăl lui Buddha și i-a oferit tot ce i-a oferit. I-a construit 3 palate. I-a adus cele mai frumoase femei din regat. Ce n-avea? De toate. Până când, într-o zi, într-o plimbare, Buddha a observat că na, cât poți să ascunzi lucrurile, da? La un moment dat, la 29 de ani, Buddha, într-o plimbare prin palat, a observat un om bolnav. Și l-a întrebat pe vizitiu. Spune, ce e ăsta? Dacă el nu văzuse timp de 29 de ani, nu văzuse pe nimeni bătrân. Deci tot ce era în jurul lui era tânăr, frumos, totul cosmetizat. Numai, tot ce era, tot era numai extraordinar. Ca să-l ferească de moarte, de boală. Și când l-a văzut pe ăla bătrân și bolnav, spune, dar ce-i cu ăsta? Păi e bătrân și e bolnav. Și așa voi ajunge și eu? Da. Și în momentul ăla a spus, e clară treaba, înseamnă că nu mai e cazul să mai stăm degeaba pe aici. Și în acea noapte a plecat din palat. De ce? Pentru că mintea plictisită a ajuns la limită și a spus, e clară treaba, nu... Oricât ai avea, nu-i bine. Deci s-a întâmplat scânteia. I-au luat 6 ani de zile după aia și la 35 de ani s-a iluminat. La 6 ani de zile, interval de timp în care el a spus voi fi cel mai mare căutător care a existat vreodată. Deci omul și-a pus în cap o treabă serioasă și a rezolvat-o. Și cum a rezolvat-o? Era extrem de obosit, terminat de oboseală, nu putea să treacă peste un pârâuaș. Avea 2 fire de apă și n-a putut să le depășească de slăbit ce era, ajunsese să facă asceză cu un bob de grâu pe zi sau de orez și să bea o picătură de apă și a căzut. Și așa, în căderea aia, s-a produs o înțelegere, spunea, asta nu-i calea. Nu mai pot așa, renunț, gata. S-a așezat sub copac, că de-aia se numește Buddha Tree, da? Body Tree, s-a așezat sub copac și a stat acolo 3 zile. Și în a treia dimineață, l-a răsărit, s-a întâmplat minunea. Când a înțeles, sau ce mai bine zis, când a ajuns la realizare, când a renunțat, nu când a luptat.
Dar lupta a fost necesară ca să ajungă la renunțare. Pentru că dacă nu se întâmpla căutarea, nu ajungeai să înțelegi că nu-i cazul să cauți. Asta este paradoxul cu care ne confruntăm cu toții. La un moment dat trebuie să te oprești din căutare. La un moment dat trebuie să pui frână. Pentru că mintea va rămâne prinsă în capcana căutării. De ce? Pentru că e pe exterior căutarea, da? Tu și când te cauți pe tine, tot pe exterior ești. Tu și când te cauți pe tine, tu cauți pe cineva în formatul ăsta. Și nu e. Deci nu e ceea ce crezi tu că e. Tu când cauți, cauți o formă. Și nu e nicio formă. Și mai are, nu știu dacă ați auzit de Rupert Spira. Un învățător care a ieșit acum de ceva vreme. Are ceva material de câțiva ani. Și spune într-un mod foarte... Același lucru pe care îl spun toți maestrii, el îl spune într-un anumit mod. Spune... În ce direcție vei merge și câți pași vei face ca să te găsești pe tine? Deci dacă este cauți pe tine, în ce direcție mergi? La sud, la nord, sus, jos, unde te duci? Și câți pași trebuie să faci? Vezi, ești deja acolo. Asta e începutul. Asta e începutul. Avem nevoie de căutare ca să înțelegem că nu era nevoie să căutăm. Trebuie să pleci de acasă ca să înțelegi că nu trebuia să pleci de acasă. Deci trebuie să te duci la o întâlnire ca să ajungi să înțelegi că eu n-au ce caut la o întâlnire asta. Ce treaba noi? Păi n-am ce treabă, mă duc acasă. Și te întorci acasă. Spui, băi, ce bine e acasă. Stau cu idioții aia acolo. Da, dar trebuie să te duci până acolo, da? Ca să înțelegi că aia sunt idioți? Da. Așa se întâmplă. Tu ești idiot. Sau că tu ești idiot, sigur. Cum să nu? Că e unul și același lucru. Deci ideea este că este necesară căutarea, absolut necesară, ca să înțelegi că nu-i nevoie să cauți. Dar trebuie să cauți. Deci dacă te oprești la ideea asta, nu am ce căuta, te-ai blocat. Pentru că foarte mulți acum în ultima vreme spun, nu trebuie să faci nimic. Serios? Și atunci cum depășești mecanismul ăsta? Nefăcând nimic? Numai stând în poponeț și uitându-te la stele? Făcând vipassana? Păi da, dar vipassana a fost conceput acum 2500 de ani, când oamenii munceau foarte mult fizic. Și când descărcau fizic, catarsis, prin efort, tensiunile. Astăzi câți mai facem treaba asta? Câți mai spargem lemne azi? Câți mai punem murături? Câți mai coacem pâine? Câți mai coacem la cuptor? Câți mai mergem la ogor să dăm cu plugul? Cu sapa. Nu, acum deschidem frigiderul și mâncarea e în frigider. Crește mâncarea acolo. Da? Da, împingi de căruț, mai bagi o... Bă, ce efort e să iei 50 de bani și să-i bagi în căruț, după aia să iei căruțul, să-l plimbi prin mall, știi? E foarte greu. Și după aia să iei sacoșele, să le muți în portbagaj, să te duci acasă. Și muncă, nu așa. Aia e. Deci cum povestea Seinfeld la un moment dat, nu știu dacă ați văzut, cum sunt concepute mall-urile, magazinele, că toate sunt fără lumină, știi? Toate sunt cu lumină artificială, nu ai lumină naturală. Spunea într-un sketch că tu pleci de acasă hotărât, cu listă. Îți faci listă, vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau. Te sui în mașină, îți pregătești sacoșele, te duci, ajungi. Ai pus mâna pe coș, ai băgat banii, ai pus mâna pe coș, l-ai luat și ai intrat în magazin și dintr-o dată ești. S-a terminat, a dispărut lista, a dispărut tot. Ești în transă, nu mai știi, pleci cu 3 sferturi mai mult în coș decât ți-ai propus. Păi asta e. Deci te decuplează de la natural și intri... Ce spuneam despre? Despre este nevoie să faci ca să dai seama.
Așa. Deci, de ce este necesară căutarea asta? Pentru că tu trebuie să depui efort fizic în primă fază și efort în ceea ce privește înțelegerea ca să vezi cum a ajuns mecanismul ăsta să te conducă. Iar asta nu se întâmplă stând în poponeț. Vipassana este minunată după ce termini cu catarsisul. După ceea ce faci, de exemplu, ce a spus Osho, dinamică, kundalini, nadabrahma și altele. Astea sunt tehnici moderne. Tehnicile antice, cum este vipassana, este minunată după ce golești sacul de mizerie. Pentru că noi avem atâta tensiune acumulată în mușchi, încât dacă te pun să stai în vipassana acum, înnebunești. Dacă e să faci practică, așa cum se face, 8 ore pe zi, da? În vipassana sau în zazen, că sunt asociate, da? Vipassana e una și zazenul e alta, dar rădăcina e aceeași, înnebunești. Într-o săptămână o iei razna. De ce? Pentru că tu, prin controlul corpului, prin controlul respirației, prin prezența cu respirația, tu pui sub presiune tot mecanismul intern, îl blochezi. Adică tot ceea ce ar trebui să iasă afară, prin manifestare fizică, toată tensiunea, rămâne blocată înăuntru. Și la un moment dat bubuie de nu știu ce cu tine, sub diverse forme. De aceea este necesară întâi dinamică. Munca asta catartică, fizică, să dai afară furia, să bați la pernă, să vorbești singur, să urli, să te miști. Pentru că în felul ăsta să elimini satana din tine și după aia cazi în vipassana, uite așa. Și atunci furia și supărarea și nu sunt direct proporționale cu perioade de timp în care tu ai să înțelegi. Dar sigur că da. De asta probabil nu? Vreau mie 21 de ani, că da. Era mult adunat da. Acolo, nu? Deci cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât există mai mari depozitele, cu atât depozitele de furie sunt mai mari. De ce? Pentru că se integrează în celule. Era bancă. Da. Deci cu cât e mai vechi organismul, cu atât stocurile de furie sunt mai mari. Adică frica s-a amplificat. Că furia este expresia masculină a fricii. Meditația dinamică până acum pe mine mă speria foarte tare. Deci foarte tare. Când auzeam meditație dinamică, mai bine mergeam 500 de stadion. Ideea este că am înțeles că în meditația dinamică nu este niciun fel de efort. Adică nu. Aparent e efort. Aparent dar nu e efort, dar de fapt este o mare relaxare. Da. Ok, mintea mea a înțeles asta. Acum cumva îmi place să fac meditații dinamică pentru că nu este efort. Dar mintea mea se teme foarte mult de zazen. Deci cum îi spui zazen? Deci fuge mâncând pământul. Adică este o... Păi la început nu fugea de dinamică? Păi am văzut că ea și-a mutat de la dinamică. S-a mutat de colo-colo. Adică de ce? Același mecanism, dar nu înțeleg de ce. Păi uite cât spun eu de ce. Uite că dezlegăm misterul. La dinamică trebuia să dai afară furia, da? Da. Să dai afară ce era stocat. Mintea nu vroia să scape de gunoaie, pentru că gunoaiele erau baza pe care ea lucra. Acum când a început să le dai afară, a văzut că n-a reușit să te convingă să ții deșeurile, a zis, băi, trebuie să o ducem în altă parte. Dacă te duci la zazen, zazen ce înseamnă? Să stai față în față cu propria ta minte. Și a vedea mintea înseamnă a dizolva mintea. Și bineînțeles că va fugi. Așa de stat în sine, da. Adică să o privesc, nu mi-e da. Frică. Poziția, în schimb, lasă, poziția e altă treabă. De fapt, de acolo vine frica. Deci eu când spun zazen, nu spun să adopți poziția tradițională de zazen. Pentru că, într-adevăr, poziția tradițională de zazen este foarte solicitantă în primă fază. Ce îți recomand eu este să cauți o poziție confortabilă. Adică în care să ajungi să nu-ți mai simți corpul. Dacă faci dinamică, tensiunile din corp sunt diluate. Și atunci poți să stai mai mult într-o poziție relaxată. Ați observat că atunci când obosești fizic, nu trebuie să faci niciun efort ca să stai? În schimb, dacă ești odihnit și vrei să stai, te mănâncă în cot? Ați observat? De ce? Pentru că există tensiune. Deci dacă vrei să te odihnești, trebuie întâi să obosești, nu? Că astea sunt legile echilibrului, ale polilor.
trebuie să forțezi organismul să se să dea afară, să obosească, pentru că după aia pâc, să cazi natural, să te așezi și când corpul este obosit, treaba ta este să rămâi în atenție. Atât. Și să urmărești. Dacă animăluțul nu mai are nicio reacție, în sensul că nu mai poate că e obosit, tu ești, toată atenția ta se mută pe atenție. Atenția tu devii atenție. Și atunci tot ce se întâmplă este peste corp. Deci nu mai ai treabă cu senzațiile fizice. În sensul în care să te... Da? Și să ai senzația că te mănâncă toți țânțarii din lume. Și să-i chemi. Hai, veniți! Veniți, mușcați-mă, pișcați-mă, că n-am chef să stau în meditație. Că asta se întâmplă, de fapt, în primă fază. Nu! În momentul în care corpul este sătul de efort, indiferent de poziția în care te așezi, tot ce ai de făcut, ideea e să nu fii la orizontal, ideea e să ai spatele drept, atât. Că te sprijini de perete, că stai cu picioarele încrușate, că stai în poziție perfectă de zazen, că stai în vipassana, că stai în ce vrei tu, pe scaun. Ideea este atenția. Atât. Și în momentul în care ești atent, mintea se vede pe sine. Și de aia fuge dihania, că nu vrea să vadă. Poți să stai, repet, poți să stai într-o poziție confortabilă. Deci dacă ești masochistă, treaba ta. Treaba ta. Eu am făcut sesiuni de zazen și, într-adevăr, poziția în primă fază, până ajungi să te obișnuiești, până îți desfac încheieturile, până... E foarte grea. Să stai pe zafu, ancorat cu genunchii în pământ, cu spatele drept, cu bărbia în piept, cu capul sprijinind cerul, cu anusul privind soarele, cu... Deci... Da, deci asta e tehnica tradițională. Și e foarte solicitantă la început. E foarte solicitantă. De-aia și pierzi o grămadă de timp. De ce? Pentru că trebuie să devii confortabil cu corpul. Și poate să treacă luni întregi până devii tu confortabil cu corpul. Ia bate tu la pernă până îți sar capacele, mișcă-te, dansează, obosește corpul, dă afară tot, urlă, țipă, fă dinamică și după aia cazi. Așa este pe scaun. Stai pe marginea patului. Stai în poponeț rezemat de perete și să vezi toată atenția ta să mută la respirație. Atât. Mută atenția la respirație și să vezi ce se întâmplă după aia. Corpul nu mai are nicio reacție. E ceva de genul catatonic. Că asta e ideea, ca să ajungi să vezi, să stai atent, să fii atenție, corpul trebuie să dispară. Cum dispare corpul? Chinuindu-l? Ori ajutându-l să fie relaxat? Deci masochismul ăsta nu este pozitiv. Știi când masochismul este bun? Când mintea vine să te fenteze și tu cu blândețe îi spui du-te mătancur. Și lasă-mă în pace. Acolo e bun masochismul, adică să fii ferm. La ăla mă refer eu când spun masochism. Masochism înseamnă blândețe și fermitate în același timp. Nu distrugere. Deci masochismul înseamnă să-ți faci rău. Să te autoflagelezi. Eu vorbesc despre atenție relaxată și focusată, nu concentrată. Concentrată înseamnă să reduci câmpul. Să pui focusul pe un singur punct. E bun și ăsta la început, ca să înveți să-ți concentrezi energia. Dar dacă tu ai capacitatea să rămâi atent, atenție înseamnă omniprezent. Atenție nu înseamnă la ceva anume, ci la tot. Când tu ești atent la tine, ești atent la tot. Și când stai atent la tine, ghiși ce, observi tot, fără să faci un efort. Auzi tot, simți tot, miroși tot, n-ai nicio problemă. Deci, nu știu dacă ați văzut, chiar dacă acum nu mai postez pe Facebook, dar fotografia mea de profil este Easy is right. Și right is easy. Ce înseamnă asta? Cu cât e mai ușor, cu atât e mai corect. Și invers, cu cât e mai corect, cu atât e mai ușor. Deci dacă întâmpini greutăți undeva, ceva nu faci în regulă. Deci tot trebuie să devină ușor, în practică. Faci un exercițiu din milion de ori până devine autonom, până devine integrat în tine. Și la un moment dat devine atât de facil încât să uite cineva și...
mamă, ce natural se întâmplă. Păi da, asta e practica. Peste, nu, zazenul, ți-am spus, este în ceea ce privește practica tradițională. Deci dacă te duci să faci practică tradițională, nu reziști o săptămână. Și ce? Nu reziști 3 zile. Îți faci jos de o bombă și le arunci templul în aer. Pentru că este foarte dură inițial. De ce? Pentru că ei vor să rupă orice conexiune care există în tine cu mintea. Deci iau și dau cu tine de pământ în toate felurile, nici n-ai timp să gândești. Tocmai din motivul ăsta, ca să n-ai timp să gândești. Ce? Hai să mergem la dinamică. Vai, ce flori frumoase. Vai. Și acolo știi cum ești, numai pas alergător. Deci n-ai timp să respiri. Totul se întâmplă la milimetru. Și dacă ai deschis gura, ți-o iei peste ochi. Deci n-ai timp să comentezi. Te trezești la 5 dimineața și te corci la 10 seara. Pac, când am sunat gongul, totul se întâmplă la gong. E, practica asta este bună pentru a rupe. Pentru a distruge orice idee despre știu ceva. Dar nu-i cazul tău. Tu ai făcut alt tip de practică. Ceea ce ai tu de făcut acum, este să obosești corpul cu dinamică, cu dans, cu kundalini, cu ce vrei tu și după aia să lași corpul să cadă natural. Sau să te așezi confortabil și să urmărești pur și simplu ce se întâmplă în tine. Atât. Și de asta nu trebuie să faci un scop. Trebuie să stau să sufăr. Că nu asta faci în viața de zi cu zi? Pentru ce faci, Zazian? Nu ca să te desprinzi de chestiile astea pe care le faci în mod obișnuit? Cumva asta a fost practica la dinamică. A plecat din efort și am văzut că nu este efort și mă gândeam că și la Zazian e la fel. La început, da. Deci la început este efort. Dacă vrei să insiști pe direcția asta cu efort și o faci în mod conștient, e ok. Dar dacă o faci ca să te chinui, ca să obții niște rezultate, nu văd sensul. E stupid. Adică pierzi vreme. Chiar pierzi vreme. Acum mai facem un subiect despre distrăgute. Ce-i cu ele? Cum se manifestă evoluția? Deci dacă într-o viață trecută, da, ai ajuns la un punct, da, care era bun. Așa. După aceea devine amnezia, intervine amnezia, după care te trezești. Tu când te trezești, pleci de la punctul la care l-ai lăsat viața trecută, mai jos, mai sus. E iarăși mintea care vrea niște explicații. Când nu vrea mintea explicații. Da, vrea oricum. Viețile trecute sunt trecute. Că de aia se cheamă trecute. Da. Important este viața asta. Dacă tu ajungi să trăiești viața asta și la un moment dat să intri unde trebuie să intri și vei intra, dacă faci ce e de făcut, vei vedea și ce-i cu viețile trecute. Nu-ți mai bate capul cu ele până când nu o trăiești pe asta. Da, ideea este că dacă în viața asta vine și se manifestă și... Clar. Ce spuneam la început? Cum crezi tu că există posibilitatea ca un copilaj de 4-5 ani să fie super talentat în condițiile în care el a practicat jumătate de an? De unde crezi că vine talentul ăla? De unde vine maturitatea aia? De unde vin experiențele alea? Deci e clar că vine de undeva. Înseamnă că el a experimentat ceva și acum a preluat în corpul ăsta de copilaj, a preluat ștafeta și se duce mai departe. Unii au noroc să fie recunoscuți ca atare și să fie puși la treabă, ca să se antreneze, alții se pierd pe drum. Că sunt o grămadă de oameni cu potențial, cu talent și nu. Nu-i vede nimeni. Viața prezentă poate să fie o continuare a vieții trecute? Păi sau... este. În evoluția ta, ca suflet. Da. Și atunci să-ți dai seama de temele care le... Explică-mi și mie cum este posibil ca noi să fim atâția oameni aici, da, și unii să fie mai în urmă și unii mai în față. În ceea ce privește creșterea. Cum este posibil ca unii să aibă capul de lemn și să nu înțeleagă nimic? Bață în el așa și se uită la tine ca oaia la inundație. Și cum e când te uiți la cineva și omul ăla înțelege? De unde e diferența asta? E clar că fiecare a lucrat în vremea lui? Da.
Este în cazul ăsta o continuare? Da. Ha. Unii înțeleg, unii nu înțeleg. De ce? Tocmai pentru că unii au fost mai leneși. Sau abia s-au trezit. Sau n-au avut timp. Alții vin cu bagaje. Cu experiența necesară. Și aici vin numai să definite, să-și ia PhD-ul. Numai să dea examenul de rigoare. Și stau atâta cât este necesar. Cum, de exemplu, s-a întâmplat cu Picasso, care, sau cine a fost, nu Picasso? Picasso, cine a pictat numai deșert, numai soare? Picasso? Nu. Sau Dalí? Nu Dalí. Nu, nici. Van Gogh. Van Gogh. Floarea soare. Da, el toată viața lui a făcut numai un anumit tip de pictură. În momentul în care a considerat că a ajuns unde a ajuns, s-a sinucis. A spus, gata, mi-am îndeplinit misiunea. Care misiune? De unde a venit el cu misiunea? S-a trezit el așa din senin. Deci vine de undeva. Ce caut eu aici? Ce caut aici? Ce căutăm noi aici? Fiecare vine cu... De ce nu suntem în piață, în piața sfatului, discutăm despre treburile astea? Păi și legat de partea asta cu sinuciderea, de ce biserica o consideră păcat? Asta e altă treabă. Deci, care e... Sinuciderea este considerată păcat pentru că din moment ce tu nu ți-ai dat tu viață ție, nu este dreptul tău să o termini. De-aia este considerat păcat. Al doilea, orice viață este considerată sacră și cu potențial de creștere. Cine ești tu ca să-ți permiți să întrerupi ciclul ăsta? Iar aroganță, da, mintea. Iar dacă se întâmplă sinucidere, este pentru că omul este atât de identificat cu suferința lui, cu suferința minții, care spune eu, iar când mintea spune m-am săturat, nu mai suport, ne pune ștreangul de gât. Dar de fapt mintea ce face? Mintea ucide corpul. Pentru că corpul este inocent. El face parte din complexul ăsta, care se numește minte. Dar corpul este inocent. Corpul nu suferă, mintea suferă. Ajunge și corpul la suferință după ce mintea suferă. Și când mintea ajunge la limită, și spune, eu nu mai pot, în aroganța ei, în stupizenie, spune, oh, viața asta e nenorocită, gata, terminăm. De fapt, ce termină? Termină corpul. Și de acolo pleacă mai departe și vine data viitoare și e de la capăt. De-aia e interzis. Înțelegi acum? Și dacă în viața prezentă întâlnești o altă persoană dintr-o viață trecută și sunteți în două faze diferite? Draga mea, în viața asta întâlnești numai persoane din viețile trecute. Okay. De ce nu te-ai născut în Africa? De ce nu te-ai născut în America de Sud? De ce ai venit aici? Pentru că aici ai de îndeplinit niște treburi. Și dacă ești în... aici, e clar că în mediul ăsta tu ai ceva de rezolvat. Deci tot ce ți se întâmplă este o continuare a ceea ce ți s-a întâmplat. E episodul 2. Din cine știe al câtelea sezon? 4.000 și ceva de episoade. Sezonul X. Sezonul N, la puterea a patra. Deci totul este o continuare. Viața continuă? Faci parte din viață? Ești viață? Da. Și tu continui? Asta. Care era treaba cu visele? Cine m-a întrebat? Eu. Așa. Ce era cu visele? Am întrebat părerea ce înseamnă. Mă rog. Ai multe teorii. Ai două... Așa. Și ce spun teoriile? Începe cu ce. Hai să stăm la bârfă. Zi-mi și mie. Că eu n-am citit atâta. Discovery ar fi că, de exemplu, coșmarurile sunt un mecanism al creierului de a ne antrena pentru ceva ce urmează. Că omul când dormea în peșteră era în pericol constant și atunci noaptea primea niște coșmaruri ca să fie în alertă corpul că urmează să fie în pericol, un anume pericol. De la dinozaurul Rex? Da! Ca să-l tragă de urechi. Asta era. Așa. Parte. A doua parte că se reflează, e subconștientul care reflează experiențele de peste zi, se creierul noaptea și se întâmplă anumite chestii. Tu, dacă ai, sau dacă ți s-a întâmplat ceva în timpul zilei care te-a marcat,
se manifestă în timpul somnului. Ok. Parțial au dreptate. Da, și mai așa mai citit aici, nu m-am înțeles cu lucid dreaming și cu sunt niște tehnici, că de fapt tu poți să călătorești, să intri în visul cuiva sau cineva să intre în visul tău. Da, e deja la altă... Păi, trecem la alt capitol. Păi, capitolul... Hai să le luăm la rând. Oamenii sunt foarte atrași de chestia asta cu lucid dream, dar nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Și fac tâmpenii. Ca și cu regresiile, ca și cu multe alte chestii. Inclusiv ayahuasca și alte treburi. Se bagă unde nu le fierbe oala. Ei nu știu unde își bagă nasul. Se trezesc balauri și după aia se miră că nu dorm noaptea. Sau că se întâmplă nu știu ce minuni. Lasă ursul să doarmă. Că dacă l-ai trezit, te mănâncă. Deci treaba cu visele e ca un fel următor. Mecanismul ăsta are rolul să te protejeze. Treaba lui este să schimbe informații în raport cu mediul. Non-stop. Și informațiile astea în raport cu mediul se întâmplă cu viteză peste viteza luminii. Tu nici n-ai timp să vezi câte informații schimbi în raport cu mediul la milionime de secundă. În schimbul ăsta se produc deșeuri. Da? Deșeurile sunt capete de informație care rămân în tine. Capete de cod. Da? Rebuturi. Care rămân... Dacă, de exemplu, voi ați observat o pisică atunci când intră într-un spațiu nou, miroase tot? Și un câine la fel? Da. Da. Dacă s-a obișnuit cu spațiu, nu mai face treaba asta. Da. Așa face și mintea. Aceeași treabă. Dacă e într-un spațiu pe care îl cunoaște, ia notă de tot ce se întâmplă, face un check-up așa, scurt. A, e în regulă. Dacă observă ceva schimbat, imediat atenția este atrasă. Dacă totul este în regulă, trece mai departe. Cum apare un stimul nou, cum începe să tuc, 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 și absorbe informație, creează un backup, creează depozit de informație ca să se protejeze pentru de noutăți, de surprize. Și asta vine, apropo de Discovery și de peșteră, asta vine din mecanismul de protecție. Întotdeauna mintea este în rol de protector. Tot ce este nou este înregistrat, fotografiat, înmagazinat, codat, depozitat în așa fel încât tu să fii tot timpul în siguranță. De ce atunci când, de exemplu, într-o relație, orice fel de relație, constatăm că celălalt s-a schimbat un pic, a făcut nu știu ce, intrăm în panică. De ce? Pentru că e ceva nou. Mintea imediat intră în... Ăsta mă abandonează, ce facem? Trebuie să găsim soluții, trebuie să facem ceva. Înțelegi? Tot timpul face treaba asta. În orice moment. Pentru că pe timp de zi, mintea este mintea rațională, preponderent rațională, este la treabă. De ce? Pentru că avem treabă, nu? Și folosim capul. Trebuie să mergem la muncă, trebuie să vorbim cu șeful, trebuie să rezolvăm aia, trebuie să plătim aia. Pardon. Iar să adună informații. Iar să stochează. De exemplu, vorbești cu cineva, discuția nu este tocmai în parametrii optimi și rămâne ceva frustrare în tine. Unde e depozitată frustrarea? Te duci tu și fumezi o țigară sau bei o bere, dar nu se rezolvă. Codul de bare, da, capătul ăla de cod de bare a rămas acolo. Ce crezi că faci noaptea, mintea? Dacă tu pe timp de zi ai activitate și n-ai timp să te ocupi de situația aia, de capătul ăla de informație, să zicem, compromisul pe care l-ai făcut, tu nu ai timp să stai cu el acolo, zic, băi, de ce am făcut eu compromisul? Oare ce naiba s-a întâmplat? Adică să-l desfaci și să vezi cum e codat. Nu, tu îl bagi în și te puși de treabă și te faci alte băzdăgănii. Ăla rămâne acolo? Da. Noaptea ce face mintea? Dacă pe timp de zi n-are timp să lucrezi cu el? Lucrează. Scoate lopata și începe. Hai să vedem ce e asta. Hai să vedem ce se întâmplă. Dar de ce e așa? Și cum le scoate? Pentru că emoționalul este complet haotic. Feminin. De-aia spune că femeia și bărbatul sunt diferiți. De ce? Pentru că bărbatul a fost educat să stea în cutiuță, iar femeia este setată social pentru partea asta emoțională. Și corpul feminin este setat altfel decât cel masculin. Reacțiile sunt diferite, modul de înțelegere, de interacțiune cu mediul este complet diferit. Emoționalul, care este preponderent feminin, ce înseamnă feminin? Haotic nu în sensul
de în sensul negativ, ci haotic când nu are structură. Partea mentală, rațională, masculină este cum? Fotografică, cronologică, da? Puse în ordine, toate așezate, știi ce s-a întâmplat la evenimentul cu tare, în ce dată, în ce perioadă, cu cine erai și așa mai departe. Deci totul e... Da? E înregistrat. Dar nu, asta nu e valabil doar pentru bărbați. Eu vorbesc de partea masculină din tine. Când fiecare dintre noi este feminin și masculin, nu masculul. Păi da, te uiți la unii masculi și... La mulți bărbați se manifestă partea feminină. Da, sigur, păi n-are nicio legătură. Tu, în corpul în care ești, le ai pe amândouă. Deci mărul întreg, mărul ăla biblic, nu înseamnă un bărbat și o femeie fizic. Înseamnă un bărbat și o femeie din tine. Când tu ești întreg, atunci se realizează yin și yang-ul în tine, nu în afară. Când emoțiile astea, care sunt adunate, claie peste grămadă, puse acolo, carufele la bazar, știi, aruncate înăuntru, sunt preluate de către minte noaptea și date afară, prin coșmaruri, prin vise, prin ce manifestă ea, cum crezi că le pune ea în ordine? Sau trage și ea de capete și ce apucă pe acolo, le înnoadă și face fular. Și după aia tu te uiți la vis și spui, nu se poate așa ceva. Ce căuta Maricica din telenovelă cu gigel de nu știu pe unde, cu cauciucul dezumflat și cu câinele nu știu care? N-au niciun sens. N-au absolut niciun sens. Singurul sens în toată treaba asta este unul singur. Mintea, ce nu descarcă ziua, trebuie să descarce noaptea. Ea în felul ăsta te ajută să nu nebunești. Să nu iei razna. Pentru că dacă informația aia de acolo nu este dată afară ca la oala sub presiune, prin intermediul viselor, mintea o ia razna. De ce credeți că oamenilor cărora nu li se permite să doarmă, o iau razna? Pentru că mintea nu mai are supapă. Adică mintea rațională rămâne constant în acțiune, în zona de protecție, nu se duce deloc la culcare, iar partea aia care ar trebui să golească sacul prin intermediul visului, nu mai lucrează. Pentru că stai cu ochii beliți așa. Și atunci nebunești. Deci, practic, partea aia care este utilizată în mod specific în anumite situații pe timp de zi, acum lucrează non-stop. Și ocupă tot spațiul. Asta înseamnă că nu mai e cineva acolo care să permită degajarea. De-aia avem nevoie de somn. De-aia avem nevoie de odihnă. Pentru că la un moment dat animăluțul ăsta se poate transpira. Ai nevoie de coșmaruri când ești tensionat. Ai nevoie de vise de astea întortocheate când ești agitat. Astea sunt foarte ok. Sunt foarte normale. Nu nimic. Nu. Sunt absolut normale. Uitați-vă la cei mici. Am mai vorbit despre treaba asta. Uitați-vă la cei mici care sau la animăluțe înainte de a dormi să zguduie. Au. De ce? Asta este mintea care descarcă prin catarsis fizic tensiunile pe care copilul le adună în raport cu mediul. El în felul ăsta se protejează. Mecanismul se protejează pe sine. În felul ăsta descarcă tensiunile. Paul, am ajuns să fiu prezentă cum am zis. Da, e normal. Adică... Da, deci dormi și nu dormi. Deci corpul doarme, dar tu nu dormi. Și văd visul, adică da. Vedeam clar... Foarte bine. Asta înseamnă că atenția este... Se continuă de pe timp de zi, se duce pe timp de noapte. Devine din ce în ce mai prezent. Până când noaptea se transformă în meditație. Păi eu pot să și, dacă deci e minunat. Vreau să mă întorc, pot să mă întorc și pot să și modific anumite lucruri. Da, pentru că visul este o făcătură, nu e o realitate. Și de-aia, dacă tu ești conștient, poți să te întorci înapoi și spui, nu-mi place treaba asta, ștergem scenariul ăsta, facem altceva. Mai fac câteodată. Da. Una dintre tehnicile sufite, de exemplu, în ceea ce privește conștientizarea în timpul visului, este ca înainte de culcare să vizualizezi un trandafir. Până ajungi în momentul în care să-l vezi, să creezi tu visul. Să creezi tu, în timpul somnului, un trandafir. Să-ți apară. Ei, în momentul ăla tu ești conștient că e creația ta. Deci nu mai creează mecanismul în mod conștient, inconștient, filme de care vrea ea, ci tu creezi. Și atunci tu ai preluat controlul mecanismului.
care se laudă că nu visează deloc. Stâmpiți. Nu există. Nu-ți aduce aminte. Deci eu tâmpiți. Da? În sensul în care nu-ți conștienți de cum funcționează mecanismul. Mecanismul dă afară la orice om în faza de inconștiență, trebuie să dea afară chiar dacă ei nu-și aduc aminte. Nu înseamnă că dacă nu-ți aduce aminte, nu visezi. Ai nevoie de bucata aia de somn, cum se numește? Așa, REM. Ai nevoie de somnul ăla, pentru că dacă nu se întâmplă ăla, mintea este obosită. De-aia unii se trezesc, n-au bucata aia de REM care durează un minut, două, și dimineața se trezesc mai obosiți de cum s-a culcat. Pentru că mintea lucra non-stop. Ei, când intri în REM și degajează prin vis, prin ceea ce creează ea acolo, dă afară, ghiși ce, dimineața se trezești. Băi, ce bine, ce chef am. De ce? Pentru că îi dă drumul la supapă. De-aia e nevoie pe timp de zi de tehnici catartice, ca să elimini în mod conștient din corp tensiunile. Și atunci când te duci la culcare, normal că nu mai visezi, că nu mai e ce visa. Deci la un moment dat e gol. Băi, și ce facem atunci cu interpretarea viselor? Cu... Aia este un job. E o întreagă industrie. Business. Așa, cum să zic. Alea, cu căile, cu... Ai auzit ce a spus Dana? Da. Asta e. Cai verzi pe pereți. Sau albaștri, cum vrei tu. Și totuși corpul astral... Ce-i cu el? Foarte stabil. Există. Iar în ceea ce privește visele premonitorii, le ai în condițiile în care în tine a mai rămas o sămânță de inocență. Da. Adică în tine mai există o sămânță de inocență, de conștiință trează, care îți arată ce s-ar putea întâmpla. Asta în cazuri rare. Iar în condițiile în care ce visezi se creează, este pentru că mintea ta creează realitatea în vis. Și după aceea o transpune în fizic, în corp fizic. Și te trezești, mamă ce am visat, anticipat. Nu. Ea a creat-o și nu m-a transpus-o. Uite, mămăliga, poftim. Ia-o. Deci nu e nimic premonitoriu în chestia asta. Visele premonitorii sunt altă treabă. Alea durează o milisecundă, nici n-ai timp să le vezi. Da, e altă mâncare de pește. Ce mai bârfim? După ultima ta, cele două. M-a surprins într-o timp, adică corpul e tensionat. Adică stau și mă uit și eu stau așa tot timpul în alertă. Zici că cineva te atacă tot timpul, așa mi-l simt. Adică până acum e posibil să se întâmple două lucruri. Ori ai ajuns la o rezervă de frică care trebuie să iasă, ori mintea stă în tensiune pentru că e frică de ceea ce se întâmplă. Adică tu ai reușit să devii cumva relaxată și ea acum vrea să preia controlul înapoi, să aducă tensiunea înapoi în corp, cum erai odată. Pentru că, exact cum ziceai, mă pun să stau, nu am nicio durere fizică, stau în ce poziție pot. Stau cât stau, dar vine și îmi dă. Bine, păi asta înseamnă că mecanismul vrea să întoarcă înapoi la istoria lui. Ceea ce e absolut normal. Stai și continuă să-l observi. Păi te scoate. Dacă ai posibilitatea să faci ceva fizic în privința asta, ar fi grozav. Adică să muncești un pic fizic la ceva. Bați o pernă, faci mișcare, dansezi. Deci cumva trebuie să... Eu recomand chestiile astea fizice, știi foarte bine, tocmai din motivul ăsta. Pentru că noi nu realizăm cât de multă tensiune se adună în noi pe timp de zi. Nu realizăm. Ne ducem la muncă, ne luăm cu treaba, ne luăm cu activitățile, facem ce facem și nu realizăm, nefiind atenți, cum lucrează mintea asta, cum se tensionează, cum se încordează, cum reacționează în anumite privințe, cum adună gunoaie, în virtutea obișnuinței. Și când ajungi seara acasă, ești butoi de pulbere și nu știi de ce. Corpul abia așteaptă să bubuie. Și bubuie, într-un fel sau altul bubuie la un moment dat. Ba te cerți cu careva, ba izbești ceva, ba, eu știu, ceva se întâmplă.
De-aia e nevoie să fii atent. În momentul în care ești atent, nu s-adună. Nu s-adună. Că n-are cum să adune, că sub ochii tăi dispare. În momentul în care l-ai văzut, l-ai șters. Asta este chestiunea. Dacă vezi cum se așează gunoiul, gunoiul dispare instant sub ochii tăi. Dar dacă tu ieși cu capul în altă parte și gunoiul se așează, te trezești cu mormanul după aia. Și acum trebuie să pui mâna pe lopată să strângi. Nu mai dai numai așa. De-aia recomand tehnicile astea fizice. Am un job și mă stresez foarte tare. Bravo ție! Așa trebuie. Cine te pune să te stresezi? Adică, ce nu poți? Nici cum să mă controlez, nici să mă... Ce să controlezi? Astfel încât să... Dar de ce vorbești? De ce vorbești acum? Glumesc. Da, serios, de ce te stresezi? Care e motivul de stres? Știi? Nu mă gândesc, mi-e frică că o să pierd jobul. Adică, logic, înțeleg. Frica de moarte, clar, da. Nu pot nici cum. Mamă, ce le știi. Doamne. Dar știu multe. Da. George, taie cap. Pe care le știu. Am omul meu aici. Roxana. Roxana. Mai devreme vorbeam despre ce face un animăluț când intră într-o cameră nouă, da. Pentru, în care pășește pentru prima dată. Ce crezi că face? Scanează tot. Ce crezi tu că faci când începi un job nou? Nu reușești să scanezi tot. Nu reușești să scanezi tot. Dacă nu scanezi tot, ce apare? Frică. Senzația de frică. Frică de ce? De necunoscut. De exact. Că nu știu că... Așa. Asta ce înseamnă? Că te identifici cu ce? Cu panica, nu? Cu panica. Ești de acord că tot ce este nou te poate învăța ceva? Da. Și atunci de ce ți-e frică? Deci vezi care e diferența între frică și a experimenta? Dacă tu te duci cu ideea, e job nou, hai să vedem, experimentezi. Chiar dacă ți este frică, simți frica, dar nu te lași posedată de frică. Mi-este frică, dar vreau să văd despre ce-i vorba. Ori dacă tu te oprești aici, mi-e frică și nu pot dormi noaptea, pe clar, ai motive să nu dormi noaptea. Pentru că tot timpul ești în... Exact. Te bălăcești în frică. Ori în condițiile în care apare frica, este absolut normal să apară frica în relație cu ceva nou. V-am povestit despre cele două tipuri de frică, da? Frica indusă și frica naturală. Orice corp, animal, orice ființă are frica în sistem. Fără frică nu reușești să te adaptezi la mediu. Nu reușești să relaționezi cu mediul. Dacă tu spui că ești curajos, pune-te în fața unei mașini. Care e în mișcare. Să vedem cât de curajos ești când te izbește. Hă? Ce te ține să nu te arunci în fața mașinii? Tocmai frica, adică sămânța aia de inteligență naturală care îți spune dacă te arunci, te calcă, te zdrobește, dă-te deoparte. Deci este absolut normal ca în raport cu mediul frica să fie un factor de siguranță. Frica asta naturală. Dar frica naturală știi cât durează? Atâta timp cât durează pericolul. Nu durează pe timp de noapte. Durează, sunt la job, acum mi-e frică, am terminat jobul, s-a terminat frica. Mă duc acasă și îmi văd de treabă. Frica indusă este cea care spune, nu ești bun de nimic, nu ești capabil, nu meriți, n-ar trebui, dar cine dracu ești tu ca să te bagi tu, dar cine te crezi, da la 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 la. Asta e frica indusă. Adică toate căcaturile, toate rahaturile, scuzați-mi limbajul, dar asta este, pe care ți le-au băgat alții în cap, despre tine. Frica naturală este sămânța aia firească care trebuie să te protejeze, dar care este acoperită de capacul ăsta. De tot ceea ce crezi tu despre tine, în urma ceea ce ți-au spus alții despre tine. Și tu, pe baza reacției este de frică, începi să... Mintea ta compilează tot felul de tâmpenii. Și nu este normal să nu mai dormi noaptea? Pentru că frica indusă durează non-stop până ajungi la epuizare. Frica naturală durează cât durează pericolul, cât ești atacat. Frica indusă durează până mori. Dacă nu o oprești. Ți-e clar? George, taie capul. Capul pe butuc, clanț și fugi. Deci mă apucă așa pe mine curajul ăsta ciudat și zic gata.
experimentez, văd, mi-e frică, de exemplu, o relație, nu? Mi-e frică, știu că, da, experimentez, văd, ca să văd... Experimentez până la sex, după care te oprești. Păi atât are nevoie. Că asta îi trebuie, nu trebuie mai mult. Și după mi-e frică atât de tare, adică mă bag conștient eu în relație, vreau să văd, deși nu cred că, dar vreau să-mi văd chestii, tot felul de scenarii, Și după... Și după mi-e atât de frică și vreau să ies, nu mai văd decât ușa. Roxana. Nu există ușă. Există perete de care tot îți spargi capul de atâta vreme. Că dacă ar exista o ușă, ai vedea-o. În cazul tău nu există ușă. Tu dai cu capul de zid. Nu vrei ușă? Nu-ți place cu ușă? Nu-i mai simplu? Și de ce nu vrei ușă? Deci știi care e faza? Tu faci o mare gogomanie, cum fac mulți alții, să ia de bun ce spun eu. Da? Adică m-am săturat de câte videouri am ascultat. Adică te visez și eu. Taie capul. Te-am trenat în conștiență. Ți-am zis eu, trebuie să-i tai capul. Ți-am zis. Roxana. De ce am început să te visez? Roxana. De câte ori am vorbit despre treaba asta și am spus, oameni buni, terminați cu tâmpenile. Nu ascultați ce spun, puneți în practică. Deci tu vorbești, folosești cuvintele mele cu tâmpenia ta. Îmi pare rău, nu merge. Nu se potrivește. Te asigur. Deci e cea mai stupidă rețetă pe care o poți folosi. Să te dai rotund cu ce spun eu. Nu merge. Eu pot să mă rădau rotund cu ce spun eu pentru că e al meu. Dar tu de ce ești așa de tolomacă? Specială, poate. Ea e specială, da. Eu am uitat că tu ești, ai o depresie specială, da. Nu, Rosene, treaba e în felul următor. Tu n-ai ajuns la experimenta. Deci tu folosești cuvintele mele, dar nu înțelegi ce spun. Deci tu în capul tău raționezi și spui, a, da, să experimentez, îmi fac curaj. N-ai nevoie de curaj pentru a experimenta. Ai nevoie de înțelegere. Nu-ți trebuie curaj. Curajul este a prostului. Știi ce face idiotul când vrea să facă ceva lucruri? Are curaj. Da, dă cu capul de zid cu curaj. Își umple capul de cucuie cu curaj. Dar nu stă o clipă să se așeze în poponet să spună, băi, oare n-ar fi mai bine dacă aș ieși pe ușă? Nu. Îmi fac curaj, trec prin zid. Cam așa faci tu. Da, e rigid, dar e placat pe beton. Din păcate. Sau de pe cărămidă. Că acum merge să pui rigid peste ca să nu mai faci tencuială. Merge direct. Și iei-ți apă, dai cu capul în beton. Așa-ți trebuie. Deci așa-ți trebuie. Pentru că te păcălești crezând că știi. Iar nu știi. Deci, diferența dintre frică și a experimenta este colosală. A experimenta are frică la rădăcină, în sensul de mi-e frică, dar știi cum este? E frica cu zâmbetul pe buze. E frică în bucurie, nu știu dacă înțelegi ce spun. Deci toți cei care au făcut pasul către a experimenta sunt în bucurie. Deci nu fac pe ei de frică. De ce? Pentru că înțeleg ce înseamnă, ce valoare are experiența. Când tu te duci tu și experimentezi, ți se deschide o lume pe care nu ți-o poți imagina. Fiecare pas pe care îl faci îți aduce o înțelegere care nu poate proveni din asta. De aceea ce îți spun, noi glumim, râdem, facem poante și așa mai departe. Nu luați de bun ce spun oameni buni. Eu sunt aici ca să mă distrez, voi? Te rog. Poți să faci sex cu ușa deschisă? Nu. Te trage curentul. Poți, dar trebuie să vă zărame cu bărbață. Da. Ce tare asta. Ar fi de preferat cu bărbați, normal, nu cu ușa. Sau cu o femeie, da.
Deci, te rog frumos, uită de toate tâmpenile pe care le-am spus și pune în practică. Deci, uită-te la frică așa cum este. Nu încerca să te mai amăgești cu îmi fac curaj, să am experiențe, să fac drag. Pentru că, de fapt, ce faci este să fie frică. Să faci din frică. Și experiențele toate sunt, absolut toate, sunt deraiate de către frică. Pentru că tu nu mai experimentezi. Tu începi să fugi de experiențe. Pentru că orice experiență aduce ceva ce frica nu suportă. Activează frica. Ori când dorința de a experimenta este mai mare decât frica, poate să te mai influențeze frica? Tu încă n-ai ajuns acolo. Tu încă stai pe loc și crezi că lucrurile trebuie să se întâmple de la sine. Și că trebuie să-ți faci curaj ca lucrurile să se întâmple. Nu! Eu îți garantez că experiențele se întâmplă fără să te bagi tu în ele. Cu curaj.